Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat ieri că îi va prezenta președintelui american Joe Biden un plan pentru victoria Ucrainei în 4 puncte. Acesta spune că ar putea trimite planul și Kamala Harris și lui Donald Trump, având în vedere că alegerile prezidențiale din Statele Unite se apropie și nu se știe cine le va câștiga. Între timp, Rusia avansează în Proskov, iar ucrainenii susțin că au ocupat 100 de așezări rusești și că au capturat 600 de militari ruși. Cu mai multe informații despre acest subiect vine Andreea Soare, editor la Monitorul Apărării și Securității. Andreea, bună dimineața! Bună dimineața! Cum arată acest plan pentru pace și cum a evoluat situația de pe front în ultimele ore? Planul a fost prezentat succint ieri de președintele Volodymyr Zelensky în cadrul unei conferințe de presă. Acesta spune că unul dintre punctele planului, a cărui bună parte a fost deja implementată, se referă la regiunea Kursk. Un al doilea punct se referă la locul Ucrainei în arhitectura de securitate a lumii. A treia direcție a acestuia este un pachet puternic care să forțeze Rusia să încheie războiul prin metode diplomatice. Deși președintele nu a specificat despre ce fel de pachet este vorba, dacă vorbim despre sancțiuni sau despre un alt fel de presiune asupra Moscovei. Iar ultima direcție a planului este una economică, despre care președintele Zelensky nu a vrut să dea mai multe detalii. Vedem astfel că această incursiune în Kursk, despre care liderii de la Kiev au spus inițial că are drept scop crearea unei zone tampon între Rusia și Ucraina, este parte a unui plan mai mare. Cel mai probabil ucrainenii au vrut să prezinte planul Casei Albe după această incursiune, tocmai pentru a-i demonstra eficiența. Planul va fi prezentat președintelui Joe Biden în septembrie. Asta pentru că, spune liderul de la Kiev, implementarea planului și eficiența lui depinde foarte mult de cât de mult va ajuta Statele Unite ale Americii Ucraina în viitor. În ceea ce privește ofensiva din Ucraina, știm că rușii au avansat destul de mult în ultimele ore pe direcția Pokrovsk, asta după ce știm deja că în ultimele zile armata ucraineană s-a retras de la sud-est de acest oraș. De asemenea, ieri rușii au avansat și în jur de 2 km spre nord-vestul orașului Novohrodivka, adică la sud-est de Pokrovsk, iar acum își mențin pozițiile în partea centrală a acestui oraș și știm de asemenea că rușii au reușit ieri să captureze și Kalinove. Acum Rusia încearcă să echilibreze eforturile de pe front, mai precis ofensiva din Pokrovsk și apărarea regiunii Kursk din Rusia, însă experții spun că această concentrare doar pe direcția Pokrovsk va afecta eficiența armatei ruse în Ucraina pe termen lung. De cealaltă parte a graniței, se pare că ucrainenii ar fi încercat să avanseze în două zone din regiunea Belgorod. Asta susține guvernatorul regiunii Belgorod, asta pentru că Ucraina încă nu a comentat acest subiect și aici trebuie să știi că Belgorod se află între Kursk și Voronej și se învecinează și cu Sumy, Kharkiv și Lugansk. În acest moment, armata ucraineană ocupă 1294 de km pătrați din teritoriul rusesc și a capturat 100 de așezări. Acum se pare că Moscova se teme și de faptul că Ucraina ar putea ataca bazele militare rusești cu rachetele americane cu rază lungă de acțiune ATAC-MS. Asta pentru că se pare că ar fi mutat în jur de 90% dintre aeronavele militare rusești dincolo de raza de acțiune a acestor rachete, deși până în acest moment Kievul nu a primit permisiunea de la Statele Unite ale Americii pentru a le folosi pentru a lovi în adâncimea teritoriului rusesc. Andreea, îți mulțumim pentru informații.